Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi spectatori, sunt Aura Stoienescu și în această seară reluăm emisiunea Panoramic, de această dată cu un invitat din afară, pentru că în ultimul timp v-am obișnuit cu colegii cu care am comentat diverse subiecte arzătoare. De această dată, invitatul nostru este domnul Cosmin Pigui, primarul Comunei Peștișani, pentru prima dată la ENSA TV. Bună seara, bine ați venit, domnule primar! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, salut și telespectatorii ENSA TV! Mulțumim mult și pentru prezență! Și putem discuta și probleme... alte probleme arzătoare, nu? Da. Cum să nu? În primul rând, dragi telespectatori, vreau să vă spun că Cosmin Pigui este... cred că știți, fost coleg de presă cu noi și este un om care încă mai răspunde la telefon, un primar care încă mai răspunde la telefon, pentru că mulți dintre domnii primari ai dumneavoastră nu răspund la telefon. Asta este, sunt probabil foarte ocupați. N-am răspuns în viața mea la telefon cum răspund acum de când sunt primar. Păi, dom'le, sunteți aleși, data viitoare s-ar putea să nu vă mai aleagă oamenii dacă nu răspundeți la telefon. E adevărat că și Cosmin mai are momente în care nu răspunde că... Dar sună înapoi. Da, sună înapoi. Iar eu știu, oricui, trimit mesaj, sunt cu Tărescu, vreau să discutăm următoarea chestie. Când puteți, vă rog, sunați-mă. Adică nu sună așa pur și simplu și gata, bă, nu mi-a răspuns. Poate omul n-a resemnat. Poate are o problemă, poate lucrează, face ceva, că doar de-aia e pus primar acolo ca să facă treabă. Totuși, eu zic că ar fi bine să răspundă la telefon. Chiar acum pe mine mă sună un număr necunoscut, haideți să vă arăt și dumneavoastră, necunoscut, deci un necunoscut care mă sună mereu când intru în direct, nu chiar tot timpul, dar uite că acum revine. Ne pare rău, dragă necunoscutule, trimite SMS-ul la 0766314582, fără cuvinte urâte și o să răspundem la SMS-uri. Deci, și acum să intrăm în discuția noastră propriu-zisă, ce este prin Peștișani, cu ce vă ocupați pe acolo, pe la primărie, prin comună, sunt multe probleme de rezolvat și timpul scurt, bani puțini, iarna vine, cum e? Da, am văzut astăzi un coleg primar dintr-o comună care se plângea că nu are salarii, dar am observat că el avea niște investiții de 11 miliarde în derulare, investiții din banii primăriei. Așa. Deci înseamnă că avea foarte mulți bani. Păi, primăria. Comuna Peștișani nu este o comună săracă, dar nici bogată. Comuna respectivă era mai săracă decât comuna Peștișani. Noi nu ne-am apucat din banii primăriei să cheltim sume de genul ăsta. Important este atunci când ești la primărie să atragi fonduri. Să atragi fonduri de la Uniunea Europeană, să atragi fonduri de la guvern, să atragi fonduri de la Banca Mondială. Sau din investiții private, de exemplu, că tot avem noi tema, vin chinezii. Da, au venit și chinezii. La Peștișani. Așteptăm marele investitor la inaugurare. Ce anume inaugurați? Una din realizările mele de când sunt primar de un an și 5 luni este că a reușit atragerea unui investitor care... unor oameni de afaceri chinezi care s-au asociat cu o parte română și au investit aproape 1 milion de euro la Peștișani. O sumă care nu cred că este mică pentru o investiție. Clar. Și vorbim de o afacere care va duce la angajarea circa aproape 40 de cetățeni ai Comunei Peștișani. Inițial a fost vorba de maxim 30, dar se pare că se va ajunge la 40 de angajați. Ceea ce nu este puțin, este o fabrică făcută de jos, nouă, 1500 de metri pătrați de hale, momentan, dar se pare că mai este nevoie și de alte construcții, vorba de brichete de cărbune. O afacere care, din ce am observat, are succes la piață, există consum pentru aceste brichete, mai ales că prețul acesta este destul de mic comparativ cu prețul care este din ce în ce mai mare la lemnul de foc. Și noi, cel puțin la Peștișani, știm ce înseamnă lemn de foc, că este foarte mult lemn de foc, avem ocoale silvice, private, de stat, obști, care exploatează lemn și cu toate astea lemnul tot scump este.
Este o oportunitate, se mai absorbe o parte din forța de muncă din comună, iar înțelegerea mea cu investitorii a fost că toți angajații să fie din comună, niciun caz, niciun angajat din alte localități. Bineînțeles că pentru a ajunge să la un asemenea dialog a fost și niște angajamente chiar și din partea primăriei, i-am sprijinit pe investitori, iar de miercuri chiar încep realizarea unui drum, o asfaltare de un kilometru, o asfaltare de drum industrial care să suporte mașinile de mare tonaj, care va deservi nu numai investiția chinezilor, ci și alți agenți economici care își desfășoară activitatea, care își dezvoltă afaceri în zona respectivă, pentru că în acea zonă s-a dezvoltat un mic parc industrial, care sper că va deveni din ce în ce mai mare. Deci, de miercuri, sper eu în 10 zile, să terminăm o asfaltare de un kilometru, un drum asfaltat comunal, 5,5 metri, lățime, două straturi de asfalt. Și trebuie să recunosc că aici am avut și sprijinul Consiliului Județean, pentru că atunci când au venit investitorii, inclusiv Consiliul Județean, domnul președinte Cosmin Popescu a garantat pentru noi și ne-a susținut în tot ceea ce a însemnat bunitate, asigurarea susținerii atât a primăriei, din partea primăriei, cât și din partea Consiliului Județean. În condițiile în care în ziua de astăzi activități de producție mai puțin și mai rar în România? Da, observ la cererea care există, cred că fabrica este destul de mare. Investitorul le mai trebuie anumite spații de depozitare. Sunt două linii de producție și cred că aceste linii de producție vor fi suplimentate anul viitor, pentru că există cerere. Cu cât mai multă cerere, cu atât mai mulți angajați. Dar respectivele brichete cum se fac? Din ce sunt făcute anume? Din cărbune cu anumiți... Bineînțeles, au o rețetă, este lignit adus din zona Motru. Iauzi. Deci s-a găsit de lucru și pentru minerii din Motru, da? Că tot vreau unii să-l închidă. Bine, și... e cantitate mică, dar nu se știe. Această linie are o capacitate de 20 de tone pe oră, cele două linii, fiecare linie câte 10 tone. Numai din cărbune sunt brichetele? Sau cărbune și alte da, sunt materiale. Brichete care nu scot miros, nu poluează, nu intoxică. Există o rețetă, nu o știu eu, dar dumneavoastră au avut și sunt în continuare în teste până la momentul în care vom face inaugurarea oficială. Tocmai de aceea și eu până la inaugurare vreau să trag tare, să asigur, să vadă investitorul chinez că și noi suntem serioși, nu numai dumneavoastră, și că asigurăm condiții. Și deci suntem când lângă va avea loc inaugurarea, miercuri? Nu, miercuri începe lucrarea de asfaltare pentru a mă ține și eu de cuvânt în fața investitorilor, nu? Mă gândeam, de fapt n-ai cum să faci un drum într-o zi. Da. Miercuri era vorba când sper începe. Sper că în 10 zile să se reușească finalizarea, mai ales că vine vreme bună. Vine vreme bună? Păi este, toată săptămâna Prognoza. Va fi vreme bună. Așa spune? Da? Noi avem filmă, te întreb. Da. Vrem să filmăm și noi muzică în afară. Contează foarte mult ca atunci când se șterne stratul de macadam, piatra și se compactează, să nu plouă, ca să nu se creeze, să nu se creeze pungi de apă și infrastructura rutieră să fie în cele mai bune condiții. Mai ales că v-am spus, acolo va fi trafic. Și o temperatură e minimă pentru... Da, nu, problema temperaturii, să nu plouă. Da? Că nu, la temperaturi negative normal că nu se poate asfalta. Uh-huh. Dar stația de asfalt el stă la 100 de metri. Trece chiar pe lângă să... stația de asfalt. Deci din stație o aruncă direct în... Ar putea să-l care și cu roaba. Este chiar pe lângă stația de asfalt a drumului județene. Și investiția e drum comunal? Drum comunal. A comunei. Comunei. Da. Din bugetul local. Da. Cât mai costă un kilometru de asfalt nou? În mod normal, pe standardele Ministerului Dezvoltării, un kilometru de asfalt este 200.000 de euro plus TVA. Cu tot cu infrastructură? Cu tot. Partea de jos, da. Fundament? Lucrarea aceasta costă 100.000.
De ce? Pustervia. O faceți la jumate de da, grosime? Pentru că, nu. Nu. Nu, dar am găsit un executant care a câștigat o licitație pe fonduri europene de aproape 1 milion de euro în comuna Peștișani în urmă cu 2 săptămâni și l-am convins să efectueze și această lucrare. Păi ce alte lucrări facem Peștișani? Deci avem asfaltarea Peștișani-Hobița către Casa Memorială Constantin Brâncuș. Făcută pe fonduri europene? Pe fonduri europene, modernizare. A, tot a primăriei tot și ăsta este executantul lucrării care a câștigat licitația. Da, care a câștigat licitația pe fonduri europene. Uh-huh. Și l-am convins, dă un bonus primăriei, face la jumătate de preț. Face la un preț în care să-și acopere costurile. La un kilometru cât are el lucrarea propriu-zisă, în alte primării, ăsta e un bonus. Probabil se discută cum să fie mai mult. La noi se discută să fie cât mai puțin. Da? Ca să ne facem și noi treaba și să ne gestionăm banii cât mai bine, să facem cât mai multe. Păi dacă câștigă atât de bine la o lucrare pe un drum lung, își permite să dea un bonus, adică să-și acopere doar costurile pe un kilometru, nu? Da. Mi se pare o negociere corectă. M-a bucurat că au acceptat și sunt convins că vor face lucrări de calitate pentru că vom fi foarte atenți la modul în care se execută lucrările. E foarte bine. Și acum vin de la o lucrare în care un executant face o lucrare mai mult pe situații de urgență, de preluare a apelor. Nu mi-a convenit cum a lucrat 2 zile, astăzi și vinerea trecută, și l-am pus să o ia de la capăt, să... Asta este. Atât dirigintele de șantier. Asta vreau să întreb. A spus dirigintele de șantier, da, și că nu e în regulă? Am mers cu dirigintele de șantier pe lucrare. Că ei sunt specialiști până la urmă. Și am... Și a spus că nu e în regulă. L-am pus să ia de la capăt lucrarea. Să dărâme ce a făcut și să facă din la nou. La drumuri? Nu, e o lucrare, o aducțiune. Deci tuburi de 1000 lățime, deci de un metru. În șanțuri băgate la 3 metri și jumătate, le-am pus să le scoată. Canalizare? Și, nu, o problemă, apele pluviale care vin de pe versanți, să-i preluăm cu niște canale, să le ducem pe acest tunel, pe sub un drum, sătesc, ca să nu mai spele drumurile, grădinile oamenilor. Și atunci noi preluăm apele, le ducem pe acest canal și le deversăm în râul Bisița. Dar oamenii au greșit traseul și am pus să-l schimbe. Da. Mamă! Da. Cred că le-a... I-a durut un pic. Cu escavatoare, cu utilaje, cu tot ce au acolo. Asta să mute groapa, da. Cum ar veni, să mute șanțul. Vorbim de 200 de metri de... 200 de metri de șanț, da. La diametru... Și tuburile alea care sunt greu de... Da, asta e unde nu e atenție, nu... Cine greșește, da. Plătește. Da. Nu, peste tot, dar mă rog. Deci, într-un fel v-am spus că asfaltăm și avem contractul semnat și pentru Peștișani-Hobița. Avem și un cămin cultural semnat la Brădiceni. E pe gard? Căminul cultural? Nu, pe Afir. Dar dintr-un gal faceți parte de Brădicești? Facem parte. Începând cu 1 decembrie discutăm pe ce măsuri vom lua fiecare comunitate, fiecare comună, și după aceea se va trece la partea de privat. Primăriile au cam 40% din buget și restul privații. Prima dată merg primăriile. Și căminul cultural, ce activitate va avea? Tot rămâne cămin cultural sau îi schimbați destinația? Cămin cultural și va fi dotat cu tot ce trebuie, de la instrumente de muzică, la instalații de sonorizare, lumini, costume pentru tehnică, copii, patru seturi de costume populare și pentru copii și pentru... dansatorii agrozavi. Senzațional. Foarte buni, extraordinar de... Ansamblul Emilia frumos Bubular. Frumos și buni. Da. Da, foarte buni. Da, sunt nefacfale, au fost în Israel în urmă cu 2 săptămâni, o săptămână. Da? Da. Cu ce ocazie? Au fost invitați acolo, au mai fost și anul trecut, au participat la mai multe evenimente culturale în Israel. În fiecare zi au avut program de spectacole și ne-au reprezentat cu brio. Și costurile ce le-au suportat? Le-au suportat cei care ne-au invitat. Da? Da. Deci nu pot să zic că unii, uite cu ce, pe ce mănâncă primăria banii, cu toate că și dacă dădea primăria să trimite copii în străinătate, a ajutat tot și merita... Uștea Peștișani, care a asigurat transportul. Am înțeles. Uștea Peștișani. Da, păi de altfel ei sunt unii dintre susținătorii, da, principali ai, și principalei, da, ansamblului artistic de la Peștișani. Da. Felicitări. Și...
Dacă vor fi făcute, dacă va crește capacitatea de producție a fabricii de brichete, va crește și numărul de angajați sau păi cei 40 sunt cei preconizați pentru întreaga capacitate? Deocamdată n-a început producția. Preconizez că vor fi 40 și în momentul în care se dă drumul la capacitatea normală, la ce s-a adus acum, linii. Dar la cum există cerere pe piață, se pare că investitorii vor aduce și alte linii anul viitor și automat va crește numărul de angajați. Și cerere, la ce ne referim? Cerere de la privat sau chiar în lanțurile de magazine se pot vinde aceste brichete? La ora actuală, toată capacitatea de producție, despre exemplu, este solicitată la export în Germania. La export în Germania. Avem la fel mari firme din sudul țării, din Dolj, din Olt, unde știm bine că nu e pădure ca la noi, care la fel solicită. Deci există cerere, nu e o problemă. Deci nu vor face față. Da? Da. Să dea Dumnezeu să facă... Să dea Dumnezeu că... Să facă cât mai multe brichete. Au făcut o investiție serioasă. O să vă invităm la inaugurare. Cu mare drag. O să vadă și telespectatorii dumneavoastră ce s-a făcut acolo într-un timp destul de scurt. De când a început investiția? Păi, din august. Anul ăsta? Da. Am avut prima discuție cu investitorii chinezi în luna iunie și la sfârșitul august deja utilajele erau în România, aduse cu vaporul. Și acum face inaugurarea unei fabrici. Da, ea poate fi inaugurată mai repede, dar mai e nevoie de câteva avize. Nu am înțeles. De autorizații. De hârtii. Da, hârtii, da. Asta e, trebuie făcute și alea. Trebuie. Trebuie. Și noi la primărie avem foarte multe hârtii. De la cetățeanul are mari așteptări, că, să zicem, vrea asfalt într-un sat. De la a-ți propune până la a reuși, să zicem că ți se și aprobă finanțarea și până ți licitație, tot durează un an și ceva, doi, până când faci efectiv această lucrare de investiții. Cum există în toate localitățile astfel de probleme, eu pot să spun că am reușit. Deja 2 km, mai încă 5 km pe fonduri europene. Am un proiect de aproape 15 km de asfaltare, care voi primi finanțarea la începutul anului viitor. Deci ar veni 15 cu 5, cu 2, 22 de kilometri de asfalt, nu este chiar de... Din fonduri europene și mai ales și europene și guvernamentale și locale. Nu contează, dar nu e de la buget, telefonică. Da. Local mai puțin, am foarte înțeles. Foarte. Nu se cunoaște. Nu există, da. Eu pot să spun că anul acesta primăria Peștișani a cheltuit mare parte a bugetului pe proiecte. Pentru că avem investiții, finanțări obținute pentru o școală generală în satul Peștișani de 28 de miliarde, în satul Boroșteni de aproape 18 miliarde, avem liceul din Peștișani, care este cel mai mare liceu din județ, ca și întindere, vechea poveste cu campusul de la Peștișani cu probleme, avem o investiție de peste 162 de miliarde la acest liceu, care are două săli de sport, internat cu 150 de locuri de cazare, o cantină ultramodernă, ateliere pentru liceu, terenul, baze sportive pentru elevi, foarte multe baze sportive, dar v-am spus, pe 5 hectare și jumătate, numai să le împrejmuiești, să modernizezi totul de la canalizare, apă, încălzire, parte electrică, tot ce înseamnă la această investiție la un nivel de an 2017-2018, cu încălzire prin tavane, cu aer condiționat în toate sălile de clasă, o investiție modernă. Pe lângă asta mai avem un dispensar care se poate numi policlinică, o investiție de 48 de miliarde, ale cărei lucrări vor începe în primăvară. La și fel, fonduri pentru acest dispensar? Asta este pe PNDL. Programul Național cam de Dezvoltare 300.000 de euro locală. Din valoare va fi în dotări. Deci și dotările le asigură... Un dispensar în care vom avea așa
pe lângă farmacie și magazia farmaciei, cabinete pentru medicii de familie, cabinet urgențe, cabinet diferite tratamente, cabinet de analize medicale, cabinet stomatologie, cabinet ORL, cabinet interne, cabinet ecografie, EKG, cabinet de kinetoterapie, care va fi cam cât este studioul dumneavoastră, cu tot ce înseamnă biciclete, tot ce înseamnă aparatură de recuperare, parcări subterane. Parcări subterane. Da. Oricum, recuperare, la ora actuală, singurul spital în care se face recuperare neuromotorie este la SADU. În Târgu Jiu nu există. Deci iată că va mai exista unul în Gorj. O investiție, zic eu, chiar serioasă și cetățenii din Peștișani și din zonele înconjurătoare vor beneficia de servicii de calitate. Da. Acum, ca să vorbeam spun și eu așa... va fi ambulatoriu? Un centru de permanență medicală. Centru de permanență, deci 24 din 24. Și se vor face și internări sau numai... Nu. Intervenții de urgență. Intervenții de urgență. Adică pentru stabilizarea pacienților până când vin ambulanțele să prea să-i ducă la spital. Dar restul cabinetelor sunt pentru a asigura servicii de consultații, analize pentru cetățeni și tratamente. Deci e o policlinică, exact cum este policlinica noastră din Târgu. Da, o mai policlinică de 1000 de metri pătrați. Eu zic că este o mare reușită pentru noi și pentru zonă. Pentru că la drumul național, în centrul comunei, va exista o asemenea investiție. Da, și până la urmă, până la Peștișan, sunt 35 câți kilometri sunt? 21. Și apoi până la ieșirea din... Până la Baia de Aramă. Da, Baia de Aramă nu mai există alt spital. Deci este cam la jumătatea distanței între Târgu Jiu și Baia de Aramă. Vin cetățeni din Godinești, vin din Tismana, pot să vină de la Bălta, pot să vină din toată zona Tismanei, Topești, Vâlcele, toți să... Pentru că și la ora actuală avem centru de permanență medicală care funcționează foarte bine, dar funcționează într-o clădire închiriată de la o persoană din comună. Noi, prin investiția pe care o facem, o vom face, vom asigura condiții ultramoderne pentru tot ceea ce înseamnă, cu săli de așteptare, toalete, ca să nu vă spun că va fi prima clădire din Peștișan cu lift. Cu lift? Da. Lift la Peștișan. Lift, da, normal, avem și inclusiv două garsoniere pentru medicii care sunt de gardă, medicii care asigură permanența, garsonieră, dormitor cu... mini bucătărie cu baie. Adică să asigurăm condiții la spitalul nostru, să atragem medicii la Peștișani. Sigur vor veni. Da. Sigur eu așa zic. Și eu. Este un proiect futurist. Adică pe acoperiș o să avem o clădire eco. Da? O să avem plante, arbuști. Grădină la etajul 3. La etajul 3. Da. Deci chiar pe acoperiș. Da. Adică fel, dacă vrei să ieși la aer, te duci pe acoperiș. La fel am și proiectul pentru un after school și o grădiniță cu program prelungit care la fel are locuri de joacă pe acoperiș, are spații verzi, o construcție pavilionară, fiecare pavilion din sticlă, fiecare grupă de copii nu va avea tangență cu ceilalți, totul foarte frumos și cu spații de joacă între pavilioane. Și aia este o investiție de 500.000 de euro care... Am finalizat proiectul și îl depunem, așteptăm să deschidă sesiunea, cel târziu în primăvară se deschide și vom depune și sigur vom obține finanțarea. Unde? Pe fonduri europene. Fonduri europene. Da. Dar de ce sunteți așa de sigur că veți obține finanțarea, că totuși e concurs de proiecte? Pentru că avem punctaj, punctajul se calculează. Deci punctajul e sfânt. Normal. Și stați foarte bine la punctaj. Da. E foarte bine. Sunt și copii mulți? Sunt acum, ce înseamnă un after school, ce înseamnă o grădiniță cu program prelungit? Eu vreau să asigur servicii pentru cetățeni. Adică locuitorii comunii să nu mai ducă grija copilului, că nu pot să meargă la servici, că trebuie să fugă de la servici să-și ia copilul de la școală, să-l ducă acasă. Efectiv, părinții vor putea să stea liniștiți la servici, copiii după ce își termine școala, grădinița, vor fi preluați, se vor odihni, vor mânca, își vor face lecțiile,
Și când vin părinții, pot să ia liniștiți acasă și cu lecțiile făcute și odiniți și cu masa servită de prânz. Și cu asistență medicală și sub supraveghere. Eu cred că este mare lucru și la fel avem un proiect depus acum, tot pe fonduri europene, un centru de zi pentru bătrâni. În așa fel încât bătrânii să fie preluați dimineața de acasă, duși în acest centru, pe care îl facem într-un fost dispensar medical, uman, și vor avea asistență medicală, vor avea masă, spații de odihnă, spații de joc, de societate, de interacționare, iar seara vor fi duși la fel cu mașina centrului, fiecare în parte la el acasă, pentru că trăim într-o societate românească în care există încă acele concepții, în care vrem să dormim acasă, vrem să muncim acasă, vrem să murim acasă. Așa suntem noi, mai legați de glie și mai ales cei bătrâni ai noștri vor să stea acasă. Pe de o parte, pe de altă parte... Asta nu e un lucru rău, dar e foarte bine că le creați posibilitatea să se întâlnească, să socializeze. Exact. Mai ales că chiar dacă locuiesc cu copiilor, cu care sunt la unii de vârstă, sunt multe situații în care copiii sunt plecați în străinătate și inclusiv ei vor fi liniștiți pentru că părinții lor sunt sub supraveghere medicală, au grijă o asistentă medicală, un medic are grijă să-și facă tratamentele, să-și ia medicamentele, să-și facă injecțiile. Bine, să dar mănânce, bătrânii să vor fi și foarte ocupați să-și facă treburile prin casă, să-și îngrijească grădinile, culturile, e, nu știu dacă vin la centru. Să știți că inclusiv vin? Bătrânii și-au mai schimbat, deci, pentru ce să mai muncească? Dacă eu le asigur acolo masă, cazare, copiilor sunt, produc bani afară, ce să mai muncească când ei nu mai pot să țină de vite, de cai, de oi, de... Cei care sunt singuri, clar. Da. Abia își duc grija lor și tocmai de aceea am facem, vrem pentru să facem acest centru. Pentru persoanele chiar în vârstă, adică... Da, este... La ora actuală în Peștișani grupul țintă este de 30 de persoane. Deci pentru 30 de persoane se poate asigura. Dumnealor înturnesc aceste condiții pentru a fi înscrise la acest centru de zi. Și își doresc să vină la el. Adică ați făcut și un sondaj, nu doar ați calculat o vârstă și sigur ei ar vrea. Ați normal, și vorbit cu ei. Normal că își doresc. Chiar își doresc. Da. E și normal, cine n-ar vrea să aibă un club unde să se întâlnească, centru de zi, să-i spunem, pentru că au condiții, nu e doar un simplu club al bătrânilor, pentru că au și asistență medicală, au tot ce le trebuie acolo. Cum să, și mai ales că și mănâncă acolo, am da. Înțeles. Cantină, bun. Sală de mese, tot ce bun, trebuie. Dar nu va trebui să plătească? Adică să existe un cost minim, că și la căminile de bătrâni e un cost care e asigurat de cel care se... Există un cost minim, dar va asigura și primăria, pentru că avem și o politică socială, persoanele care întâlnesc condițiile vor avea și primăria va suporta o parte din costuri. Trebuie să acceptăm ideea că trăim într-o societate în care trebuie să avem grijă și de bătrâni, și de tineri, și de copii. Inclusiv la school vom suporta o parte din costuri. Da? Da. Pentru că este investiția noastră, nu închiriem, nu subînchiriem. Vrem ca părinții să își aducă copiii, nu de frica banilor să nu... și aducă în siguranță și sub supraveghere în cadrul after school-ului și al grădiniței cu program prelungit. Așa și v-am tot zis de investiții, așa vreau să vă spun că cel mai important proiect pe anul ăsta pe care l-am făcut, este gata maxim o săptămână, este proiectul de canalizare și foarte important. Modernizarea rețelei de apă. Vorbim de 55 de kilometri de canalizare, vorbim de modernizarea și extinderea cu încă 20 de kilometri de apă. O investiție de aproape 400 de miliarde de lei vechi, o sumă mare, pe care sunt convins că o voi obține anul viitor. Deci terminați scrierea proiectului, adică pentru a-l fi depus. Proiectul, nu parte de proiect. În sine. Nu, da, nu. Proiectul. Proiectare, da. O proiectare la nivelul ăsta, la o lucrare de nivelul acesta, lucrăm de 6 luni la ea. De la ridicări topul, la stabili unei pui stații de epurare, stații de pompare, studii geologice, studii hidrogeologice,
o nebunie de acte și paraacte și tangențe cu foarte mulți specialiști din toate domeniile, pentru că nu este un proiect cu care să te poți juca, să zici că e greșit ceva la o asemenea investiție, pentru că baza investiției este proiectul. Corect. Și fondurile de unde vor veni? Unde va fi depus proiectul? De la Guvernul României. Pe fonduri europene, maximul de finanțare este de 1,5 milioane de euro, iar la noi investiția se apropie de 9 milioane de euro. Și dă guvernul banii, că mai avea obicei uneori guvernul, acum nu știu care dintre ele, nu mai țin minte, să uite să dea banii la tranșe. Guvernul României are o problemă mare. Păi, tocmai. Nu, are o problemă mare. Până în 2018 trebuia să asigure canalizarea în toate comunele din România. Este un, este un angajament făcut față de Uniunea Europeană. Așa că vrând nevrând o să ne dea și bani. Așa, pe asta mizez. Pe asta mizez, pentru că nu se poate altfel. Avem alimentare cu apă care în acest moment, cu fosele septice care există în gospodării, infestează solul, infestează pânza freatică, atât de la animale, de la bucătării, de la băi. Și este o problemă majoră, România poate să intre, de fapt va intra în infringement cu Uniunea Europeană, adică nu ne-am ținut de cuvânt, nu ne-am ținut de termene la unul dintre cele mai importante angajamente. Da, da, România mai are o problemă, în sensul că nu și-a prea primit nici tranșele de finanțare din diverse motive din partea Uniunii Europene și dacă stăm să ne gândim, Uniunea Europeană strânge niște bani de la membrii, printre care și de la România, după care îi redistribuie în funcție de proiectele care se depun. Și uite că România a contribuit și nu și-a primit banii pe proiecte anul trecut, dacă nu mă înșel, din motive de... În perioada guvernului tehnocrat a fost problema. Da, în acea perioadă nu a intrat niciun bani. Nu s-a absorbit niciun leu. Da. Absolut niciun leu. La ora actuală să știți că se absorb fonduri consistente. Bine că n-a stat prea mult guvernul tehnocrat. Vă spun că se lucrează foarte mult la nivel de țară. Sunt investiții extrem de multe și vă dau și argumente și să vă spun ce pățim noi la Peștișani. Așa. Săptămâna trecută a trecut termenul de depunere a documentelor pentru o licitație, s-a deschis licitația și la o lucrare de 28 de miliarde nu s-au prezentat decât două firme. Înainte veneau 15-20. Doar de două ce? Firme. Vorbim de licitații, PSA, transparență totală, doar două firme. Astăzi, la o altă licitație, la una din, deci înainte am avut școala generală, astăzi școala de la Boroșteni, de aproape 18 miliarde, ia ghiciți câte firme s-au prezentat. Niciuna. Ba, nu. Una. Deci așa o ceva... O să câștige sigur. Este incredibil. De ce se întâmplă? Nu credeam așa ceva. La drumul, la asfaltarea aceea către Peștișan-Hobița, au fost 9 firme care au concurat. La Căminul Cultural au fost 5 firme. Dar o firmă, un singur ofertant, în condițiile în care a văzut toată țara, PSA, pe internet, deci o lucrare mare, tot ce este pe 100 de mii de euro se vede și în Hong Kong se vede. Oricine poate să participe la această licitație. De ce nu mai participă singur... firmele? Au lucrări. Au participat la da? Licitații. Pe de o parte, iar pe de altă parte, cei mai mulți dintre meseriași lucrează în străinătate. Da. Ori lucrează la firme în străinătate, ori deja au început să-și facă firme acolo, în Italia, în Spania, în Germania, pe unde lucrează, și fac bani acolo. Și nu mai există mână de lucru calificată în construcții. Nu mai vin probabil la țară, banii cei mulți se fac în București, se fac în zonele astea metropolitane. Dar eu astăzi, mai fac drumul astăzi de dimineață când am auzit de la... și la achiziții că o singură firmă s-a înscris, nu mi-a venit să cred. Deci este imposibil. O lucrare de 500 de mii de euro, 500 și ceva de mii de euro, să-ți vină o singură firmă. Nu e sănătos.
Da, nu, clar nu. Și stăteam și mă gândeam ce mă fac eu la liceu, la liceu unde am 162 de miliarde. Mi-a venit cineva la licitație. Sau la acest dispensar care are un proiect extraordinar de frumos. Dacă mă trezesc cu surprize. Că nu vine niciunul. Da. Să sperăm că totuși vor veni. Deci avem bani și nu mai avem cine să execute lucrările. În România, guvernul PSD, acum, în această toamnă, a alocat peste 7.000 de finanțări. 7.000 de finanțări înseamnă 7.000 de lucrări. Lucrări mari, de valori mari. Cum în această toamnă nu au existat proiectanți care să facă aceste proiecte ca să le depună primarii, eu nu știu cum vor exista executanți. Eu m-am apucat din timp și am făcut de la cadastre, la studii geo, la ridicări topo, la expertize tehnice, la proiectare, m-am apucat din timp și le-am depus de acum o lună și jumătate cererile mele, documentațiile mele de, pentru cele trei proiecte finanțate. Dar alții au avut noroc că s-au prelungit și o să depună săptămâna viitoare, în ultimele zile din noiembrie, când îi trebuie până pe 30 octombrie să se încheie totul. Oricum e bine că sunt bani. Va fi o infuzie de bani în piață. Ce spun mulți că nu sunt bani. Banii sunt toți pe finanțare externă, sunt credite. Aia felia PNDL-ului nu sunt din bani locali. Nu sunt din buget, nu se ia la pensii, de la CSD, de niciunde. Sunt bani în credite. Dar banii aia vor intra în piață, vor fi locuri de muncă, se vor plăti CSE, șomaj, impozite, TVA-uri, care 40%, 50% se întorc înapoi la guvern sub formă de taxe, de la fiecare material care intră într-o construcție poartă taxe și fiecare angajat care învârte o cărămidă plătește taxe. Vor intra, foarte, se vor face investiții, se va simți pe plan local în toată țara, dar și bugetul va recupera aproape jumătate din banii care se investesc sub formă de taxe. Da, dar banii din credite trebuie și înapoiați. Da. Da, țara asta a tot făcut credite și tot înapoiază și la ora actuală înapoiază. Corect. Asta înseamnă, din PNDL-ul ăsta este pe creditare, pe bani siguri. Nu, că foarte mulți spun, nu, sunt bani, nu o să fie bani, nu o să plătească. Bă, da. Banii se vor plăti. Din contră, încă au stat pe bani și nu i-au cheltuit, pentru că s-a întârziat acest PNDL, după cum bine știți, cu mai bine de o jumătate de an. Trebuia din martie de anul acesta să înceapă și suntem în noiembrie. Oricum, în anii trecuți știu că se plângeau primarii că făceau lucrările cu executanții, mergeau pe faze de lucrări și când se plătească la fiecare recepție parțială, nu veneau banii de la guvern și bineînțeles că firmele aveau dreptate. În ultimii 3-4 ani nu s-a întâmplat treaba asta. Au venit banii când trebuia? La 7 zile. Da? Deci la 7 zile, deci lunar, se face situația de plată, primăria înaintează documentația la Ministerul Dezvoltării, în 7 zile de la depunere către primărie se face plata către primărie și primăria către executant. Cu toți primarii cu care am discutat, mi-au spus clar, nu există probleme la plată. N-au existat. Există probleme, lipsă firme. Lipsă păi firme. Au murit săracele atunci când nu le-a dat guvernul banii pe lucrări. Când ne-au omorât Boc. Da, când ne-au omorât Boc. După aia a venit Ponta și a plătit arieratele. Dar deja mulți erau în cap. Da. Era târziu. Și la ora actuală mai sunt primării care au probleme și care plătesc arierate. Da, mie nu mi se pare în regulă treaba asta. Adică deci, lucrări executate și neplăcute. La Peștișani, neplătit. La Peștișani nu angajez nicio cheltuială fără să fie bani în cont. Da? Nimic. Normal așa spune și legea. Așa spune legea. Cine face, o face pe riscul său. După cum observați, am destule proiecte și asta numai într-un an și ceva. Dar chiar asta mă întrebam, că la Peștișani vedeam doar un pseudo-stadion, ca și nouă construcție de câțiva ani, și ăla tot mă uitam, treceam și mă uitam, bă, mai crește stadionul ăla și nimic, și nimic, și nimic, și dosare, și așa mai departe.
Cum, care e rețeta să afle și telespectatorii? Dintr-o dată așa la Peștișani, atâta vâlvă, atâția bani, infuzie de bani din proiecte? Trebuie cum? Să muncești. Trebuie să muncești. Credeți că la aruncul Adi Câmpeanu a făcut așa, a dat cineva pe nepusă masă? A muncit. Și alți primari din județul ăsta au făcut foarte multă. Sunt mulți primari gospodari în acest județ. Bine, unii spun, ce mă muncește primarul? Muncesc că el alții, angajați. Muncesc și, dar... Alergă primarul... Într-o primărie de comună, nu e așa. Primarul muncește mult. Ce, ai un jurist, ai unul la urbanism, mai pe... Fac ei proiecte. Umblă ei... Când faci un proiect, proiectantul vine, discută cu primarul, stai tu ore, zile în șir pe proiect și cum faci acolo, soluții. Te duci în teren, vezi. Nu mai vorbim peste tot, cu toți specialiștii trebuie să mergi în teren, doar nu să trimit pe unul și după aceea eu nu știu despre ce e vorba. Trebuie să știu, trebuie să controlez situația. Pentru că primarul și sunt semnează. Primar. Da. Deci primarul dacă semnează. Dacă semnează ca primarul cum da. E o vorbă și nu se uită deloc în proiect și habar n-are despre ce e vorba. Pentru că acum vin la niște cazuri mai vechi, eu nu că vreau mereu să mă uit în urmă, dar dau exemple negative ca să arătăm cum e bine și cum e rău. Să ne amintim Săcelu, unde primarii au intrat în, sau primarul a intrat în pușcărie și dirigintele de șantier, după câte știu, nu. Cu toate că mie mi se părea normal invers. Întâi să intre dirigintele și eventual, dacă există probe că și primarul a făcut ceva, dar când lucrarea nu era executată corect, primul care a semnat ca specialist, cel care a semnat ca specialist de altfel, era dirigintele de șantier. Cum e posibil dacă primarul a semnat să plătească, a avut niște situații de lucrări semnate de diriginte, corect? În general, vă spun un lucru. Primarul semnează, dar are o comisie de licitație care primarul nu are nicio treabă cu comisia. Are o comisie de recepție, primarul nu are nicio treabă cu comisia de recepție. Are proiectant, are diriginte de șantier. Exact. Au fost situații în care primarii au avut probleme doar în cazurile în care au apărut și alte probleme, în general, legate de corupție, legate de altceva. Primarul semnează ordinul de plată la final. Și atât. Dar până semnează ordinul de plată, vine tot setul de documente care înseamnă a plăti o lucrare. Adică de la început, de când faci primul referat că e nevoie de acea lucrare și până faci toate documentații și licitații de execuție și în final recepții parțiale, recepții finale, primarul semnează mai puțin, semnează comisiile. Ori nu arestează nimeni primari, doar așa, nu, mai apar și alte complicații în general, când primarii se bagă și în alte discuții în afară de cele legate de a se face lucrarea. Da, și până la urmă chiar trebuie să stea primarul pe lucrare, cum se spune, pentru că... În mod normal nu e treaba primarului, dar dacă nu stai e treaba ta, e problema ta. Dacă nu stai e problema ta. Da, dacă totuși cei care lucrează sunt indiferenți și mai încearcă poate... și să încalce puțin legea și primarul... Da, dar să știți acolo un lucru, că dacă ești un primar implicat și toate proiectele astea, eu sunt foarte implicat, eu discut toate, la mine, cu mine discută proiectanții până facem proiectul, se sfătuiesc și eu le spun, nu vreau așa, îmi face așa, îmi face așa. În momentul în care începe investiția, păi eu știu, eu o visez, eu știu deja cum trebuie să fie făcută, pe unde, cum, și mi-e ți-e foarte ușor când mergi pe teren să controlezi... Să-ți arunci ochii pentru... să știi. Că tu ai zis proiectantului cum să-ți facă și executatul, chiar dacă încearcă să te șmecherească, tu știi, bă, stai așa, că tu îmi faci așa, nu? Eu știu cum am proiectul. Da, pentru că eu i-am zis, îmi faci așa. Nu făcea ăla fără să mă întrebe, că doar... Chiar dacă e de mai, eu îl plătesc, eu îl angajez, au fost situații care proiectantul zice, bă, stai așa, păi tu lucrezi pentru executant sau pentru mine? Tu faci proiectul cum spun eu. Nu cum îți zic ție executanții și cum ești învățat. Au ei tehnologia, de exemplu. Da. Faci cum spun eu. Să dau un exemplu. Era investiția, cred că, făcută de
mă rog, nu mai țin minte, dar la Albeni, Albeni Cărbunești, acolo unde s-a făcut acel campus, să zicem, de căsuțe pentru sinistrații de la seciuri, chiar am scris atunci despre casele Cocostârc. De ce? Pentru că nu aveau fundație, aveau niște piloni de beton în colțurile casei. Și s-a dovedit cu timpul că acele case sunt niște jucărele, așa, care plouă prin ele, cartoane, OSB-uri, tot felul de materiale ușoare. Da, dar alea erau provizorii. Păi așa le-au considerat cei care le-au construit, poate, da. Dar culmea, că am mers acolo, am filmat, am murit de râs și pe urmă am întrebat, frate, ce-s astea? Sunt jucării? Și mi-au arătat proiectul. Așa erau proiectate. Da. Ca să fie ieftine. Da. Nu știm dacă au fost ieftine, dar au fost ieftine pentru executant, au fost ieftine. Da. Și, efectiv, așa erau făcute proiectele. De ce? Pentru că erau plătite din fonduri guvernamentale și probabil s-au gândit, bă, dacă tot le dăm degeaba, măcar să nu fie scumpe. Problema este că acele case sunt vai mama lor, adică, să fim serioși. Le ia vântul la... Deci, am intrat, mi-au arătat oamenii. De asta spun. Și contează și proiectarea foarte mult, că degeaba e, vine executantul să zică, mamă, să-mi suflec mânecile să fac aici o lucrare extraordinară. Exact. Și când se uită în proiect, case Cocostârc. La revedere! Deci nu este de ajuns. Le facem Cocostârc, așa zice proiectantul. Cel mai important e să lucrezi proiect, să urmărești proiectarea. Corect, corect. Ai, foarte important. Aia e baza. Că nu poți să o depășești. Proiectantul îți respectă proiectul, dacă proiectul e făcut executantul. Prost, executantul nu mai are ce să facă. Corect. Dacă face altceva, da. O încurcă. Da. Plătește el diferența. Poate să facă, nu e problemă, dar plătește diferența. Da. Zice, băi, așa e bine, nu contează, nu, prietene. Nu există, nu se recepționează așa ceva. Trebuie să recepționezi exact ce s-a proiectat. Corect. Telespectatorul care insistă cu 15, am reușit să trimit și către regie, chiar dacă el a insistat cu telefoanele și mesajele pentru burtieră, pentru crol. Emisiunea este la final. Mult succes primarului Cosmin Pigui și primăriei Peștișani să aibă. N-am atins niște subiecte, de... spre exemplu. Din păcate, emisiunea e ultimul minut. Am avut minut. Multe activități culturale. Și anul viitor suntem comuna lui Constantin Brâncuș și nu putem să lăsăm chiar corect. La așa, nu există, să vorbim de canalizări, să nu vorbim de Brâncuș. Avem proiecte mari și culturale și de infrastructură legate de Constantin Brâncuș. Avem proiecte importante și de centenar și o să vedeți anul viitor că vom face ceva deosebit, cel puțin în mediul rural din județul Gorj. Am un plan cel mai drăzneț vis-a-vis de celelalte comune. Vreau să la Peștișani s-au dat lupte în primul război mondial, pe acolo au venit nemții peste munți și de acolo au venit la podul Jiului dinspre Peștișani și Vrasovița și vă asigur că lună de lună în comuna Peștișani, o comună atât de încărcată de istorie și de artă și, o să avem multă activitate și încet încet trebuie să scoatem pe Brâncuș de acolo unde l-aveam ascuns, să-l punem în valoare, să ne și promovăm, dar să-l și promovăm pe Brâncuș. Deci, fiți atenți anul viitor, inclusiv la programul cultural destul de bogat care va exista, care se va desfășura în comuna Peștișani. Categoric. Și care a început deja de 2 ani încoace. Dragi spectatori, mulțumesc pentru atenția. Aura Stăinescu vă spune mulțumesc. Și domnul primar Cosmin Pigui de la Peștișani și îi urăm mult succes în activitate pentru că se pare că face, are multă treabă și o și face. La revedere! Mulțumesc.